Bună seara! E prima dată când fac un live electoral de la mine din sat, de la Pepeni. Am venit cu treabă. În nordul Republicii Moldova am asistat azi la un proces de judecată la Florești, iar mâine sunt chemat la alt proces de judecată la Orhei și Sângerei. Și iată-mă prins în mijlocul triunghiului Bermudelor pepenene și am venit să văd casa părintească, să văd rudele și de aici păstrez tradiția, intru în direct ca să comunic cu publicul meu de pe internet, cu potențiali alegători și alegătoare. Am urmărit cât am putut, chiar dacă eram în drum, am urmărit ce se mai întâmplă pe scena politică, am văzut că reprezentanții guvernării au fost prinși din nou în flagrant folosind resurse administrative pentru campanie electorală. Mai ieri vă spuneam că și eu l-am prins pe fostul premier fără diplomă de bac și fără studii superioare, Kiril Gaburici, că și-a afișat mutra și panoul electoral pe o clădire de stat. Se pare că apă canal sau termo electrică, nu știu cum se numește, întreprindere ce municipală, care nu are astfel de servicii de afișat publicitate în general sau mai ales publicitate electorală, dar iată pentru Kiril Gaburici a făcut chestia asta și mai ieri cineva ne trimitea fotografie, iar azi am văzut chiar video, facturile la întreținere din Chișinău cel puțin. Pe o parte conțin informația despre serviciile consumate și cât ai de plătit, iar pe versul publicitatea electorală, ceea ce n-a fost niciodată până acum și se pare că asta e o probă, o dovadă că guvernanții sunt disperați și vor să rămână la guvernare și de asta folosesc orice fel de instrument, chiar dacă nu întotdeauna e legal și nici moral. Unii spun că nici comuniștii, când făceau multe abuzuri, nu îndrăzneau să se comporte în felul ăsta. E bine, actualii guvernanți, mulți dintre ei au fost la guvernare când erau comuniști, după ce împreună cu lupul au plecat la democrați. Acum s-au gândit să depășească tradiția asta și chiar să încalce granițele, limitele de comportament civilizat în campanie electorală, pe care chiar ei le-au împins la absurd în guvernările trecute. La țară, unde am fost, la Florești, am văzut drumul bun făcut de americani acum câțiva ani, dar după aceea, cum cotești puțin de la, am uitat cum se numește satul acela, Gura Camincii, într-o dată drumul e bombardat și strașnic. La benzinărie ne-am oprit și am văzut că are o autorizație de poluare expirată acum 2 ani. Am o fotografie, dar încă n-am reușit să o public. Deci la țară ilegalitățile sunt peste tot și nu prea are cine să se împotrivească, nu prea are cine să ceară socoteală, pentru că cu mătru, pentru că lene, pentru că de ce îmi trebuie mie mai mult de atât, dar fără schimbare de la firul ierbii, fără implicarea cetățenilor, lucrurile nu o să se schimbe și o să avem cam tot timpul aceeași guvernare, la fel de iresponsabilă, pentru că ea ne reprezintă. Guvernarea se comportă așa cum îi permitem. Aici la țară e și mai urât când vii de la Sărăteni, de la podul acela tot făcut de americani înspre Sângerei, drumurile chiar ca după potop, nu după bombardament, și mai ales acum după iarna asta. Cineva mă sună pe Viber, sper că nu o să insiste foarte mult, nu pot să răspund pe Viber, dar dacă vreți să participați cu mine în dialog, trebuie să apăsați butonul verde de pe telefonul mobil. Doar dacă mă priviți de pe telefonul mobil, puteți să intrați cu mine în dialog. Nu o să puteți de pe Viber, Skype, WhatsApp sau alte posibilități.
Deci drumurile sunt dezastruoase. Bine, aici de la Preplița până la Pepene a fost făcut recent și probabil se încadrează în suta sau mie de kilometri cu care se laudă guvernarea că au făcut drumuri bune. Sunt foarte înguste abia dacă încapă două mașini alături. Dar după aceea, chiar și în satul Preplița, chiar și în satul Pepeni, cum te-ai abătut 10 metri de la drumul asfaltat, dai cu nasul în glod. Și tot satul e glod, numai drumul central. În Pepeni e complicat să zici că asta ar fi drumul central. Drumul cel mai circulat, dar drumul central al administrației, al primăriei, e altul. E complicat aici la Pepeni chestia asta. Cum te abași de la drumul central până la drumul administrativ, de exemplu, trebuie să treci peste câteva râpi, prin noroaie. Bine că acum s-au mai făcut cărări, dar degrabă se strică iar vreme, iar o să plouă, iar o să ningă și iar îi glod la țară. Și cam asta e situația. S-ar putea să le iasă pe gât guvernanților pofta de a prelungi mandatul cu încă 3 luni și iată, s-au trezit cu alegeri acum când e tocmai glodul cel mai mare. Sper că oamenii o să își manifeste nemulțumirea, furia la vot. Sper că o să dea cu votul în ei, cu ștampila în obraznicii și demagogii și mincinoșii de la guvernare care au promis drumuri bune pentru toți și s-au apucat să facă drumuri bune, dar numai în ajun de alegeri acum când dădea bruma și zăpada, cine mai face drumuri toamna și iarna? Și multă lume se întreabă, dar ce ați făcut tot mandatul? Ce ați făcut până acum? Ei bine, au furat cât au putut. Și acum s-au apucat de furat. Am auzit că s-au apucat de privatizat. Sau procese invers se întâmplă. Acum am înțeles că s-au apucat de naționalizat. O bancă privată, se pare că ieri a intrat în posesia statului. A cumpărat statul 61% din acțiunile MOL din Combank. Care ce-i cu ea? O să aibă soarta celelalte bănci de stat, banca de economii, o dau pe mâna lui Șor și o lasă să falimenteze sau ce o să se întâmple? Sau Tutun CTC, am auzit că au dat-o la privatizare fără competiție, fără concurs prea mare și a pus gheara pe ea cine a vrut. Autogările, spune lumea că au fost făcute private. Asta nu înseamnă că ele o să devină mai accesibile sau mai eficiente sau că transportul interurban o să fie mai calitativ. Am venit de la Sărăteni până la Preplița cu un microbuz în care mirosea înfiorător, era întuneric, șoferul nu avea centura pusă, a luat bani și nu mi-a dat bilet. Deci, cum era pe timpul comuniștilor, de la căderea Uniunii Sovietice, așa e până acum 20-30 de ani fără nicio schimbare. Dar se părea că s-au schimbat partidele, s-au schimbat muturile de la guvernare, ar trebui să se schimbe și moravurile. Se pare că nu e așa. Pentru că nu am la îndemână cu mine aici laptop, o să încerc să citesc comentariile sau întrebările direct de pe telefonul mobil și vă amintesc cine vrea să intre cu mine în dialog. Nu o să stau de data asta până la ora 23, dar tot până la ora 10 măcar o să putem să vorbim. Apăsați pe butonul verde, pe cei doi omuleți în partea de jos a ecranului telefonului și puteți să participați cu mine în dialog, să comentați cum se desfășoară ultima săptămână de campanie electorală sau cu comentariu întrebați sau spuneți voi ceva. Victor Cojocare a vrut să zic ceva foarte bună loc, dar nu știu la ce s-a referit, nu știu de ce n-a terminat vorba. Probabil a vrut să zic localitate. Nu ești acasă, ești în ospeță. Da, sunt în ospeță la o rudă de-a mea. Da, iată ruda chiar și se uită la mine acum. Și îi mulțumesc pentru găzduire și pentru internet. Ieri păreai mai optimist. Ce ai pățit? Am ieșit din oraș, din capitală, din civilizație și am ieșit la țară. Iar la țară ați văzut, am avut o transmisiune live pe Curaj TV de la un proces de judecată care se întinde de
5 ani jumătate și e vorba de o crimă, e vorba de un omor. Știți de ce sunt acuzați cei doi inculpați? De huliganism. Deci nu sunt acuzați de omor, de vătămare corporală a unei persoane care a decedat din cauza asta. Ce huliganism. Și unul chiar e propus să constate vinovăția lui de huliganism, dar să nu fie tras la răspundere pentru că ar fi trecut termenul prescripției. Nu-i așa? 5 ani și deja se poate să-l judeci. Iar avocatul lui a cerut în general achitarea. Da, au fost acolo, s-au îmbrâncit, dar nu din cauza asta a murit acela. Și celălalt care e inculpat și care s-a cerut 18 ani de închisoare, zice, dar n-am făcut eu așa ceva, Doamne ferește, Doamne, mă scuzați, chestii. Și acum nu se înțelege cine și ce i-a făcut, dar omul a murit, e mort de 5 ani. Și au stat cei trei judecători și s-au uitat. M-am mirat ca niciodată că mi s-a permis să filmez și chiar am transmis în direct un ceas de acolo din ședința de judecată. Procurorul se pare că are ceva de ascuns, că a pledat nu doar ca să nu-mi permită filmarea la ședință, dar chiar a propus să fie ședința închisă, nici să nu asist acolo să văd ce inepții spune el. Și invers, avocatul unuia dintre inculpați a zis că nu suntem împotrivă, lasă să asiste omul să filmeze. Și instanța s-a șoșotit acolo și a zis, da, se poate, filmează. Și am stat încordat, că n-am fost pregătit, nu m-am așteptat la chestia asta. Stat încordat și am filmat toată ședința de judecată cu pledoaria procurorului, cu pledoariile avocaților și cu ultimul cuvânt al celor doi. Inculpatul pe care avocatul vrea să-l scape basma curată, stătea lăbărțat acolo fericit că nimic nu-i se poate întâmpla. Celălalt simte că s-ar putea să iasă el țapă spășitor, că poate are o mică vină acolo, dar nu vina cea mai mare, nu să stea 18 ani la închisoare și-i fug ochii așa și nu știe ce să zică, dar nici nu are curaj să spună ce a fost de fapt. Și uite așa, instanța și-a luat răgaz până luna viitoare când va scoate o sentință. Nu știu ce sentință poate să scoată dacă procurorul a cerut 18 ani pentru un complice și adevăratul vinovat s-ar putea să fie lăsat liber. Deci iată de ce ieri păream mai optimist, iar azi vin cumva chifleșit. Un apartament în Chișinău costă 60.000 de euro, numai peste hotare să lucrez ca să câștigi acești bani. Oameni, mărirea, majorare. Marea majoritate, dacă lucrează vreo 5 ani în Occident, se răzgândesc ca să se mai întoarcă în Moldova. Așa are loc procesul de emigrare. Pe de altă parte, guvernarea ați văzut că a făcut lege și cu 100.000 investiții în Moldova pot să obții cetățenia și atunci moldovenii pleacă care vor mai bine și mai mult. În schimb, vin oameni din Tajikistan, din Dagestan, din Afganistan, din alte stanuri și o să fie cetățeni ascultători și guvernarea o să fie fericită. Deci nu vă temeți că are cine să ocupe locul eliberat. Nu o să rămână ei să se guverneze pe ei înșiși. Ei o să vrea să guverneze în continuare pe cineva și o să deschidă porțile să vină oamenii obișnuiți și cu mai rău. Mâine mă duc la alte procese, o ședință la care chiar nu o să am acces. Știu că e un proces închis la Orhei, nu e Gheorghe Petic. S-ar putea să-l prind din nou întâmplător pe Gheorghe Petic. E un alt dosar despre care încă nu sunt pregătit să vorbesc, pentru că acolo chestia chiar e delicată, merg doar să o monitorizez. S-ar putea să ajung și la Sângerei, la un alt proces despre care știu mai multe, dar tot nu sunt pregătit să vorbesc. Vreau întâi să văd cum se desfășoară treaba. O să filmez neapărat și mâine, după masă, probabil o să public pe Curaj TV. Pot să comentez pentru ce atâtea foi pentru vot. În Moldova și în Europa vor fi 4. Că nu prea am înțeles. Cristin, Sandu, ei anume asta au urmărit. Ca oamenii să rătăcească și să nu înțeleagă ce să facă. Pe lângă faptul că s-a schimbat sistemul de vot și acum nu e nici uninominal cum a vrut Plahotniuc, nici pe liste de partid cum a fost până acum, ci e un sistem mixt pe care l-a propus Dodon ca un compromis și l-au votat împreună democrații cu socialiștii. Asta înseamnă că jumătate de parlament se va alege pe circumscripția națională, pe liste de partid, dar acolo nu pot candida independenței.
Deci e ca înainte, dar nu chiar ca înainte. Și prag electoral de 6% pentru partide. Dar altă jumătate de parlament se alege pe circumscripții uninominale, adică pe un fel de sectoare, au împărțit Republica în 48 de circumscripții și încă 3 circumscripții au dat pentru cei plecați peste hotare. Și deci o să primiți două buletine de vot pentru Parlament. Un buletin ca înainte, o să ai 15 partide și o să poți alege unul dintre ele, iar un alt buletin doar pe circumscripția ta, raionul tău, sectorul tău din oraș. Și acolo ai tot așa, candidați independenți și de la partide și tot votezi numai unul și de pe acea listă numai unul o să intre în Parlament. Pe lista de partide o să intre mai multe partide care trec pragul de 6%, pe când pe lista asta de pe circumscripția uninominală, primul care se clasează, fie că e de la partid, fie că e independent, primul care iese în top, acela ajunge deputat. Și deci o să poți alege cu două buletine de vot, de două ori o să poți pune ștampila în fiecare buletin câte o ștampilă. Celelalte două, care sunt pentru referendum, propun nici să nu vă complicați viața cu ele, nici să nu le luați, boicotați acest referendum pentru că e o diversiune a guvernării. Am spus și ieri la dezbaterea electorală de la Infoprim Neo că, da, mă întreba Olga Coptă, reprezentanta guvernării, dacă eu susțin ideea cu 61 de deputați și am spus, da, asta era o idee bună pe care eu o vehiculam încă în campania din 14 și spuneam că trebuie redus aparatul birocratic, inclusiv ministere, inclusiv deputați. Și chestiunea asta poate că e minunat că se scoate la referendum ca să decidă poporul, chiar dacă toată lumea e de acord că e necesar să reducem birocrația, dar e absolut ilegal și imoral să bagi referendumul ăsta în ziua alegerilor, mai ales când e prima dată se votează pe sistem mixt, oamenii sunt derutați și tu încă mai faci și două referendumuri în aceea zi, e clar că ai avut intenții rele de a ameți oamenii, de a-i deruta. Deci, ca să nu vă mai lăsați amețiți, uitați de patru buletine, luați numai cele două pentru Parlament, cele două pentru referendum, ignorați-le. Spuneți că nu aveți nevoie de el. Puteți să scrieți acolo în loc de semnătură, refuz sau sunt contra. Sau dacă vi le dă cumva, vi le bagă pe gât, luați-le și acolo, dacă vezi că așa o să fie un buletin mic cu întrebare, ești pentru sau contra, pune vreo 5 ștampile dacă vrei și l-ai invalidat. Dar în felul ăsta particip la referendumul lor și s-ar putea să aibă quorum. Până la urmă, tot nu are nicio importanță. Cu quorum sau fără, acele legi propuse de ei nu intră în vigoare. Ele sunt propuneri. E un referendum consultativ. Ei oricum vor trebui după aceea să facă un proiect de lege, să-l propună în Parlament și să aibă o majoritate care să-i voteze. Și nu m-aș mira ca Plahotniuc să adune o majoritate, cum a adunat în Găgăuzia, din independență a făcut o majoritate și controlează el adunarea populară din Găgăuzia, cum în Parlamentul de la Chișinău avea numai 15 mandate și după aceea a cumpărat cu Puciocu deputat și de la liberal democrat și de la comuniști, se pare că și un socialist a plecat și de pe la liberali a luat. Așa și acum, din nou Parlament, e foarte posibil să ia din toate fracțiunile, din toate partidele, să șantajeze sau să cumpere și iar democrația să controleze Parlamentul, majoritatea, și iarăși să voteze orice proiect de lege. Dar totuși nu pierdeți timpul și energia și răbdarea cu ei la alegerile de duminică. Zic să ignorați referendumul lor pentru că e o diversiune. Deci sper că l-am făcut lămurit pe Cristi Sandu. Andrei Banari întreabă. O să mă chinui să citesc așa de pe telefon și o să vedeți că pot și așa, dar altădată să nu vă mirați de ce totuși folosesc și computerul în față ca să citesc, pentru că e mai comod. Încep să naționalizeze băncile private, deci se pregătesc pentru noile fonduri în drum spre Moldova. De exemplu, Ghilețchi propune acum, în caz de câștig alegerile, să facă un fond ca moldovenii din America și din Canada să poată investi în Moldova prin fondul lui. Nu le ajungea să fure numai de la moldovenii din Moldova. Trebuie să facă cumva să fure și de la cei plecați. Da, e bun scepticismul vostru. E foarte posibil că Ghilețchi anume asta își dorește. Chiar să pună gheara pe banii celor plecați pe hotare. Degeaba el pastor baptist dacă îi place bunișorul și bănișorul.
Mihail Cornea ne salută de la Moscova. Cristian Țurcan zice, bravo, vă admir mult, dacă puteam, vă votam pe dumneavoastră. Nu știu de ce nu puteți. Ăștia din Republica Moldova nu puteți să mă votați, dar puteți să dați o fugă până la Iași. Luați pașaportul și vedeți Iașul, Suceava, Bacău, Galații. Am deschis accesul pentru participare cu mine în dialog. Dacă vreți, găsiți butonul verde în partea de jos și intrați să întrebați sau să comentați ce am povestit eu până acum. Dacă nu, acuși când îmi termin vorbele, s-ar putea să închid și să merg la culcare. Avocata Violeta Gașcu, îmi pare că Plahotniuc a alungat-o peste hotare. Era și ea un adversar mare. S-ar putea, ea a plecat împreună cu familia și cu bărbatul ei, tot avocat și tot incomod. Vă amintiți că i-au făcut și dosar penal Uniunii Avocaților, nu știu ce. Sau un dosar de sancțiuni din astea, cum îi zice, sancțiune, pe linie profesională acolo se pare că vreau să-l sancționeze. Liriu Cibaba, hai să vedem, doritor de a intra cu mine în dialog. Ce zici de părerea mea de Ilan Șor? I-au rămas bani de la tăticul lui și cu banii care i-au furat și s-au făcut orașul Orhei, eu cred că e posibil că nu sunt bani puțini. Eu nu știu despre ce zici, Victor Cojocar, nu știu cine e tatăl lui Ilan Șor, nu știu de unde avea acela bani, dar îmi dau seama că e capabil și el de escrocherie, nu trebuia neapărat să muștenească asta de la tata. Explică cât mai des cum se vor prezenta buletinile de vot, căci lumea nu e informată. Doinița Gorceag. Ca la toate alegerile, o să fie o listă de concurenți pe un buletin MOV, acel de circumscripție uninominală. Vor fi și candidații independenți, vor fi și partide, reprezentanți ai partidelor, dar nume de om și jos scrie dacă reprezintă un partid sau dacă e independent. Și pe celălalt buletin, nu știu exact ce culoare va fi pe circumscripția națională, vor fi 15 partide. N-am auzit până acum să fie retras vreun partid și din câte mi-amintesc erau 15 partide înregistrate. La Ministerul Justiției avem aproape 50 de partide înregistrate, dar iată, două dintre ele au format un bloc, blocul acum, și celelalte 14 partide merg din capul lor. Și așa și se numesc, au sigla electorală și scrie partidul cu tare, partidul cu tare. Deci o să aveți două buletine, pe una sunt și candidații independenți, pe alta sunt numai partidele. Va trebui să alegeți din aceste candidaturi. La noi, în circumscripția 50 în Europa, avem 13 candidați de tot, dintre care sunt 7 femei și 6 candidați independenți. Unele femei sunt independente, unele sunt de la partide. Pe mine o să mă vedeți cu sigla aceea, biciclistul revoltat cu megafon. Dacă votați în România, în Polonia, în Grecia, în Israel, nu mă căutați pentru că acolo e altă circumscripție. În Rusia, în Ucraina, în Kazahstan, în China, e circumscripția 49. Eu nu candidez acum, acolo nu o să puteți să votați pentru mine. Nici în Republica Moldova nu o să puteți vota pentru mine. Numai de la Prut până la Oceanul Atlantic. În Canada și Statele Unite e circumscripție 51 și acolo tot 13 candidați. Sunt și doar două femei dintre ei. N-am numărat câți au candidați independenți, dar toți sunt foarte mulți. Inclusiv Valeriu Ghilețchi se prezintă drept candidat independent. Nici eu nu știu cum o să arate exact buletinul acela de vot, de ce nu mă întrebați. O să fie așa ca pe tapetul ăsta, liniuță și tot un candidat sau un partid, un candidat sau un partid. Alegeți unul dintre ei și în capăt acolo aveți un circuleț în care să puneți ștampila votat. Dacă vreți, dacă aveți o opțiune, dacă vreți să votați pe cineva, dacă vreți să stricați buletinul, dacă vreți să votați contra tuturor, atunci puneți vreo 3-5 ștampile sau pe toate câte unul și ați stricat buletinul. Și asta e mai bine de recomandat decât să stai acasă și să nu participi deloc. Dorel Gojan întreabă ce partid sunt. Eu sunt candidat independent de data asta. Am încercat să colaborez cu blocul acum, le-am propus încă din toamnă, haideți să mergem împreună și ei nu mi-au răspuns
deloc până la sfârșit de decembrie și atunci am candidat independent, am început să strâng semnături și abia pe 2 ianuarie am aflat că și Maia Sandu candidează tot pe circumscripția pe care am ales-o eu. Deci iată cum se explică de ce eu concurez, candidez cu Maia Sandu pe circumscripția 50, ea reprezintă blocul acum, eu sunt independent. Vedeți și voi cine merită. Ea oricum va ajunge deputată pentru că e prima pe lista blocului acum. Zic să faceți partea dreaptă, să o votați pe ea acolo, pe buletinul celălalt, iar pe buletinul mov, violet, să mă votați pe mine. Din Moscova, pe cine e mai bine de votat? Nu știu ce să vă sfătuiesc, vedeți și voi cine e mai bine. Eu n-aș vota nici socialiști, nici democrații. Găsiți și voi vreun independent, cineva de treabă, pe cine cunoașteți, ați auzit că e incoruptibil. Dar nu cunosc situația, nu știu, se pare că doar vreo 5-6 candidați acolo. Vă rog să nu votați pe Climencu de la Șor, Dorel Gojan, pe cine de votat? Pe cei mai buni. Mai aveți câteva zile să vă lămuriți. Pentru tine nu putem vota, întreabă Mihail Cornea. Depinde de unde. Puteți vota pentru mine, dar numai în Europa și numai cu pașaport moldovenesc valabil. Altfel, altundeva nu puteți vota pentru mine. Atunci, în 14, când am candidat, apăream în toate buletinele de vot din toată circumscripția națională. Dar acum nu m-au lăsat să candidez independent pe circumscripția națională, așa au făcut legea, că numai pe circumscripție uninominală poți concura și eu am ales circumscripția Europa, pentru că de 2 ani trăiesc la București și pentru că mă simt acasă în România și de asta am candidat în partea diasporei. Astfel că o să mă puteți vota în Europa. Cum pot să trimit la ProTV Chișinău o postare video ca să fie publicată? Găsește contactele ProTV Chișinău și trimite la ei. Dacă nu ți acceptă sau nu te înțelegi cu ei, trimite la Curaj TV și noi o să publicăm aproape sigur. Dan Dan zice, candidează în România, ai șanse. Deocamdată din România, candidez pentru Parlamentul Republicii Moldova și pot fi votat chiar în România. Sunt 12 secții de votare pe marginea Prutului, cele mai aproape sunt la Galați, pe Dunăre, la Iași, pe Prut și la Suceava, în Bucovina, sau nu știu dacă se consideră Suceava-Bucovina. Mă gândesc să candidez și la alegerile de România, dacă nu o să reușesc să ajung deputat aici în Republica Moldova, dar oricum avem la vară, la primăvară, avem și alegeri locale în Republica Moldova și e foarte posibil să vreau să candidez întâi aici. Pentru că, de exemplu, la europarlamentare în România, ca să candidez independent, îmi trebuie 100.000 de semnături, ceea ce mi se pare prohibitiv, ireal. Lucia îi răspunde lui Dorel. Dacă ești în Europa, poți vota candidatul independent Oleg Brega pe listele de partid, poți vota ce vrei. Blocul acum, de exemplu. Dacă ești în țară, votează acum pe ambele liste. Doinița Gorceag, ce crezi despre candidatul Valentina Geamă de pe circumscripția 50? Nu am nicio părere despre ea. Prima dată am auzit despre ea când mi-a propus să semneze o declarație pentru Maia Sandu să se retragă și să-i lase pe cei independenți. Și când am scociorât eu, am constatat că declarația aceea de fapt a fost scrisă la anticamera lui Plahotniuc și ultima redactare o făcuse Stella Stângaci, ambasadoarea de la Roma. Și de atunci am început să mă întreb dacă nu cumva cele 29 de secții din Italia au fost deschise anume ca să câștige fie Stella Stângaci, pretins candidată independentă, care de fapt e ambasadoarea mafiei, fie Olga Coptu, care reprezintă oficial Partidul Democrat, fie Valentina Geamănă, care mi-a propus diversiunea asta. Tare mă tem că o să se fraudeze voturile din Italia. De aceea, dacă mergeți la vot în Italia, vă rog să aveți grijă ca nu cumva să se fure din votul vostru. Deci fiți atenți, dacă toată lumea votează cu pașapoarte valabile, poate unora o să li se permită să voteze cu pașapoarte expirate, de exemplu. Dacă toată lumea vine din capul lor sau unii sunt cumva cumpărați, motivați, aduși, organizat la vot,
Deci, vă rog să semnalați orice vi se pare ilegal la cele 29 de secții din Italia sau la toate 83 de secții din Uniunea Europeană. Sergi Sârghi Tudor zice, Putin e caghebist, are studii în drept și de asta poate să-i dirigeze pe toți din jurul său, dar Plahotniuc ce creier are că poate judecători, poliții și alți funcționari să-i manipuleze și dirigeze? Are un creier diabolic. Nici Plahotniuc nu e prost. Nu întâmplător are părinți învățători, din câte am auzit. Și era și bun ca elev. Nu știu dacă chiar neapărat a învățat bine sau așa purtau părinții pe mâini și pe deau note bune. Dar iată, l-a dus capul și să răzbată în politică, l-a dus capul să pună gheara pe instituțiile statului. Nici Ceaușescu nu era foarte deștept. Și iată, s-a autoelejat în dictator și câți ani a condus cu mână de fier România. Să nu mai zic și alte modele malefice. Deci nu trebuie să fii neapărat deștept, trebuie să ai tupeu, probabil. Fii deștept și îndrumează oamenii spre bine, nu spre rău, zice Maria Grămadă și cu Gheorghe Grămadă și nu știu ce are în vedere. Că de ce îi sfătuiesc pe oameni să boicoteze referendumul diversionist al lui Plahotniuc sau de ce spun că Maia Sandu m-a ignorat și s-a băgat peste mine sau ce vi se pare greșit în ce spun eu? Olga Bob zice, socialiștii Plahotniuc și Șor la gunoi. Oleg, mulțumesc de informație. Mă bucur că v-am fost de ajutor. Mulțumesc că mă urmăriți. Sânduleac Eduard zice, fără homosexuali în Parlament. De ce? Cu ce vă deranjează orientarea sexuală a omului? Nu e așa că e mai important politicianul să fie eficient, onest, curajos, inteligent, capabil să dirigeze și nu prea n-ar trebui să ne intereseze ce face omul acasă și ce face cu mâna în pantaloni. Și mai ales că acum cu isteria asta homofobă, prea puțini homosexuali își declară identitatea, dar e mai mult ca sigur că din 101 de deputați în parlamentele trecute, tot timpul am avut gay, lesbiene, printre aleșii poporului, doar că ei nu sunt declarați. Și nu din cauza orientărilor homosexuale am avut dezastru în țară, ci pentru că au fost incompetenți, pentru că au fost corupți și dezastru din țară se datorează mai ales majorității heterosexuale, nu-i așa? Pentru că câțiva am avut și mai avem homosexuali peste tot, în toată societatea există homosexuali, pentru că așa se nasc oamenii și așa sunt toate societățile și nu doar societatea umană, dar majoritatea răului ce se întâmplă, ni se întâmplă din cauza majorității heterosexuale. Dar, iarăși, nu e din cauza orientărilor sexuale omul rău sau incompetent, ci din cauza hapsâniei, din cauza lipsei de compasiune pentru alții. Trebuie schimbată atitudinea față de politicieni, să nu prea ne intereseze ce fac ei acasă, ci ce fac la serviciu. Gheorghe Bordea zice lână. Știe și el un cuvânt. A, și Doina Dragomir, foarte bună replică, zice, fără homofobi în Parlament, eu aș zice și fără homofobi în electorat, în societate. Lucia intervine. Angelica Frolov a revelat un secret. În Partidul Socialiștilor sunt gay. Te deranjează asta? Nu mă deranjează că sunt gay, mă deranjează că sunt ipocriți, că majoritatea socialiștilor de fapt nu cred, nu au convingeri socialiste. De fapt sunt niște șovini filoruși și de fapt niște milionari. Ați auzit câți milionari sunt pe lista socialiștilor? Când ei ar trebui să fie Partidul Proletarilor, ca și Partidul Comuniștilor, vă amintiți? Ar fi trebuit să fie Partidul Oamenilor de Rând. De altfel, azi m-am mirat într-o lebuț când mă duceam în centru spre guvern. Am mers cu Victor Țvircun, fost ministru al educației, în troleibuz. Și mă gândeam, oare cum de nu milionar ca toți ceilalți comuniști și socialiști? Dar iată, sunt și printre cei de stânga, sunt unii chiar onești de treabă, sau care au falimentat, dar cei mai mulți sunt niște demagogi, niște populiști și niște mincinoși și, de fapt, puțin le pasă lor
proletariat, de drepturile omului. Ei doar călăresc, ei speculează ideea asta, ca și mulți preoți care predică, trebuie să trăiți modest, trebuie să vă mulțumiți cu puținul. Dar ei nu trăiesc nici modest, nici cu puținul nu se mulțumesc. Deci la fel sunt și socialiștii ca și majoritatea preoților. Nu vorbiți prostii, mergeți la culcare. Brega cel mai sincer concurent, zice Vlad Beșleagă, dar nu știu cui de replică. Dacă nu ești prensat și faci campanie electorală, nu știu dacă o să reușești cu hoții ăștia. Eu personal îți doresc succes. Dorel Bordea, eu am vrut să ies prin sate, să fac campanie electorală dacă aș fi candidat din partea blocului și aș fi mers cu ei în orice circunscripție mi-ar fi zis ei că na, candidează tu acolo, aș fi mers prin circunscripția mea, aș fi mers cu ei prin orașe, prin raioane, peste tot. Chiar dacă candidam în diaspora, tot aș fi venit pe aici, pe Moldova, aș fi făcut campanie cu ei. Dar dacă ei m-au ignorat și eu acum candidez în diaspora și am declarat că merg cu buget zero, nu mă duc nicăieri. Am mers la București pentru că am avut un proces, am venit la Pepeni pentru că sunt niște procese de judecată și în rest nu mă duc nicăieri și nu mă întâlnesc cu alegătorii și nu fac întâlniri cu alegătorii decât iată în fiecare seară intru pe internet și comunic cu voi. Apropo, cine vrea să intre cu mine în dialog, apăsați pe telefonul mobil butonul verde din partea de jos și puteți să intrați cu mine, să întrebați, să comentați. Se pare că cineva a încercat de vreo câteva ori, dar nu știu de ce n-a reușit să intre în seara asta. Dar să știți că sunt deschis dialogului. După cum vedeți, vă citesc întrebările, vă răspund sau reacționez la comentariile voastre. Deci eu înțeleg să fac în felul ăsta campanie electorală. Nu mi se pare onest și corect să cheltui milioane, miliarde. Ați auzit, Partidul Democrat a cheltuit până acum 30 de milioane numai oficial declarate la CEC. 30 de milioane ca să-ți faci imagine după ce ai guvernat, zici că numai 3 ani, dar de fapt ei guvernează. Și de până la comuniști, împreună cu comuniștii și după comuniști, tot timpul ei au guvernat. Și ei încă mai au nevoie de 30 de milioane ca să-și lustruiască imaginea. Se pare că ei nu prea înțeleg corect problema. Suntem cel mai sărac stat european și tu cheltui 30 de milioane pentru billboard-uri, spoturi electorale. Mi se pare risipă. Ștefan Romeo vrea să intre, să vedem dacă măcar el reușește. Ca să reușiți să intrați cu mine în dialog, trebuie să țineți telefonul pe orizontală. Așa. Nu-l țineți așa pentru că nu o să puteți intra cu mine. Eu sunt pe orizontală, țineți și voi pe orizontală și trebuie să acceptați rotirea automată a ecranului. Altfel nu o să puteți să intrați cu mine în dialog. Dacă cineva a încercat și a văzut că n-a putut, să știți că ăsta de nou cineva să mă sune pe Viber și a fost greșit. Cum o să îndrepți totul singur? O să te obosești, Victor Cojocaru. Păi nici nu vin să îndrept singur, eu vin să... Am reușit să intru. Minunat, fain, ești în direct acum. Ce ai de spus sau de întrebat? De unde ești? Sunt din Craiova. Aha, deci nu poți să mă votezi că nu ești cetățean moldovean. Moldova, Da? ori România, tot una sunt în fratele meu. De acord, dar nu ai drept de vot în Republica Moldova. Știu, da, Nu suntem avem, dar e prea mai mult, toți români, prea știi că și multă acolo. corupție și acolo. De Și acord. acolo A, văzui acum amintiri câteva faine despre... videoclipuri. Am amintiri faine despre E Craiova. Când păcat că eram nu mai student, ești am infant ieșit și cel am mare. călătorit. De ce? Că făcea războaie și după aceea mănăstiri, ce era așa bun la Ștefan cel Mare? Era bine când era Ștefan cel Mare. Erau, e. Îi punea pe toți cum trebuia. Bun, eu am altă părere despre Ștefan cel Mare. Poate la vremurile lui era bun, dar acum nu mai sunt buni Nu mai e bun că despoții dacă se ăștia. ținea cum de legile lui și acum era bine că era România unită cu Moldova. Păi uite, tocmai asta era problema. Ștefan cel Mare a fost un domnitor separatist. Știi de câte ori a dat iama în Muntenia, acolo în țara Da, românească. dar Știi nu de e câte ori atent. a Nu? devastat Târgoviște, că se pare că atunci capitala era Târgoviște. Și a Noi ce am tăiat și a citit din sfintecat AVCR, ca să-l pună domnișor pe
să-l pună domnitor pe verișorul lui Vlad Țepeș. Ți-ai Da, dar minte câte războaie a făcut? noi despre el. Hai să nu-l băgăm pe Ștefan cel Mare, să încurcăm oalele. Păi hai, Cât a ia. făcut, a făcut bine. Cu turcii de Exact. Aspart i-au murit. I-a scos din Exact. sărăcie și mai departe. Deci, Asta despre un sugerez și eu. domnitor nu trebuie să vorbim, chiar dacă a făcut un pic, când acum Moldova e distrusă, că știm, de partea asta care vorbesc rusești. Mă tem că nu. E tocmai greșit să dăm vina pe străini, pe Nu, dar minoritate, pe de acum partea am care văzut, vorbește fii atent, rusește, când de numai un fapt pic. ne fură tot ai noștri. Pe voi vă fură Da, dar fii atent, gașca lasă-mă să mafia spun din un pic. Teleorman, pe noi ne fură gașca Ei, de Dragnea, la asta e o Nisporeni. trecere mare, ia auzi. Doar ce am intrat pe alt site și vedeam tot ce se întâmplă la noi în țară, în Moldova. Și un video din ăsta unde dai sentințe și vezi mai multe videouri, un polițist moldovean de-al nostru îl filma pe unul și vorbea cu el românește și când a văzut el că nu prea merge, a dat-o rusește cu el. Știu cazul acela, da, și eu l-am comentat și multă lume mi-a sărit în cap, dar eu apăram drepturile omului și legea. Legea la noi e Nu. strâmbă, dar trebuie respectată. Bun, mulți ani, Asta e tot. Era m-am bine bucurat. să ne unim. România, Basarabia, Moldova și ăștia toți să fim ea români dacă tot vorbim limba asta. Niciodată nu-i târziu, unirea putem să o facem dacă o să avem destulă Așa a făcut inteligență. Dragnea cu diaspora de a pus în jandarmeria pe ei să-i omoară. Mulțumesc pentru participare. Am amintiri foarte bune de la Craiova. Mi-amintesc că eram student și călătoream de câte ori puteam, că aveam reduceri la transport și îmi cumpărasem chiar mersul trenurilor. Și mi-amintesc că la muzeul din Craiova am văzut prima dată sculpturi de Constantin Brâncuș. Apropo, azi e ziua lui de naștere și am putea să-l pomenim de bine pe un român care a pornit pe jos la Paris și acolo s-a realizat și a devenit ultracelebru, acum sculpturile lui se vând cu milioane și știți ce s-a întâmplat pe timpul regimului ceaușist? Brâncuș, când să moară la Paris, a lăsat toată averea lui, ce avea el, atelierul și lucrările lui, le-a lăsat statului român. Și statul român de prost ce era condus de Ceaușescu, atunci a zis că nu avem nevoie. Și a rămas statului francez. Vedeți? Și acum e un sculptor celebru. Și să vedeți că lucrările lui Brâncuș ne unesc pe bancnotele moldovenești, pe lei moldovenești, apare simbolul, columna lui Traian, nu-i așa, că latini suntem, de la râm ne tragem, și alături coloana infinitului al Constantin Brâncuș. Pe fiecare bancnotă moldovenească, leu moldovenesc, iată și leu au române și leu avem și dincoace de Prut, avem desenul coloanei infinitului de la Târgu Jiu, și columna lui Traian de la Roma. Ceea ce e important de știut. Mulțumesc pentru participare. Propun și altora cine mai vrea să pună întrebări sau să comenteze să apese butonul verde de pe telefonul mobil. Nu puteți să intrați cu mine în dialog de pe computer sau de pe laptop. Poate doar de pe tabletă. Încercați careva de pe tabletă. De pe telefonul mobil sigur o să puteți intra. Domnul Bregă, de ce nu împarți pomeni ca șor? Vedeți cei de blajeni el că dă salam și ceasuri? Succes, succes. Înțeleg că a fost o glumă, dar gluma asta e dureroasă. Oamenii dacă ajung să-și vândă nu mă sunați cu mesaj pe Messenger și nici pe Viber, nici pe WhatsApp. Apăsați butonul verde de aici, din transmisiunea asta, de pe telefonul mobil. Numai așa puteți să intrați în dialog cu mine. Dacă oamenii ajung să-și vândă viitorul pentru un chel de hrișcă sau pentru un concert, atunci poate că își merită soarta. Pe Viber cineva insistă să mă sune și nu cred că e cazul. Și am impresia, mă tem că atunci când mă sună cineva pe Viber sau pe Messenger, se chiar întrerupe transmisiunea. Igor Munteanu are studii în domeniul securității americane, un fel de KGBist american. L-ar putea doborâ pe Plahotniuc, zice
Tudor Sârghi și eu nu prea cred că Igor Munteanu poate dobori pe cineva. Roșca Cristian zice, Oleg, spune sincer, ești homosexual? Dar de ce îmi trebuie Cristi Roșca? Ai vreun plan cu mine? Astea sunt chestii private și se discută privat, nu public. Oleg, eu cred că vei câștiga acum și vei intra în Parlament, dar data viitoare trebuie să candidezi și la președinție. Bine, Cristi Sandu, dar să știi, ca și în alegerile din România, ca și la primăria capitalei, pentru funcția de președinte sunt necesare o grămadă de semnături pe care trebuie să le aduni într-un termen prea scurt, încât e aproape imposibil cu buget zero și cum activez eu cu muncă voluntară. Pentru mine e imposibil să adun atâtea semnături. La funcția de primar al Chișinăului trebuie 10.000 de semnături adunate în 2-3 săptămâni urgent. La funcția de președinte al Republicii Moldova trebuie 15.000 de semnături, tot așa adunate în grabă, și ați văzut că n-am reușit atunci în 15 sau 16 când am încercat să candidez. Iar pentru europarlamentare acum, în România, ca să candideze, trebuie 100.000 de semnături. Nu m-am interesat câte semnături îmi trebuie ca să candidez la alegerile parlamentare din România sau la alegerile locale, dar sper că măcar acolo numărul e mai mic și deci poate o să mă implic și în viața politică de la București, din România, pentru că m-am mutat, poate că definitiv acolo. Mă întorc în Republica Moldova dacă ajung deputat sau dacă mă numesc într-o funcție executivă sau dacă o să trec concursul la vreo altă funcție. Și am participat și pe timpul comuniștilor și pe timpul anticomuniștilor la multe concursuri publice, dar nu am fost selectat și de asta am decis să trec prutul, să fac unirea. Și aproape că am realizat chestia asta. Toți frații mei, aproape toți frații mei sunt la București, mătușă, verișoare am, toată România e plină cu verde mei, o verișoară am la Galați, o altă verișoară la Brașov, un verișor la Cluj, o altă verișoară în Argeș, Europa tot așa, din Polonia, Marea Britanie, Islanda, iată, am frate, soră în Islanda, în Portugalia. Am umplut lumea. Și poate că e bine, așa că putem călători, nu ca pe timpul sovietic, aveam liber să ajungem doar la Magadan și la Vladivostok. Uite, două femei încearcă să intre cu mine, dar nu știu de ce, Leonora și Raisa încă nu reușesc să intre. Probabil ele încearcă să intre pe verticală cu telefonul, cum sunt obișnuiți oamenii. Dar eu emit pe orizontală și vă spun că puteți intra cu mine în dialog doar dacă țineți telefonul pe orizontală. Abia dacă îl întoarceți pe orizontală și acceptați rotirea automată a ecranului, abia atunci puteți apăsa butonul verde ca să intrați cu mine în dialog. Altfel nu o să reușiți, degeaba încercați. Trebuie împușcat pe toți din Parlament, zice Igor Bădărău, și eu nu sunt de acord. Am mai văzut astfel de glume și le-am condamnat de fiecare dată. Nu o să rezolv nimic cu împușcarea, cu incendierea, cu otrăvirea tuturor. Pentru că Parlamentul e reprezentativ și necesar. Dacă îi împuși pe toți din Parlament, trebuie să faci din nou alegeri ca să numești pe alții în Parlament. Aceilalți 101 de asemenea vor reprezenta societatea. Trebuie să ne schimbăm noi mentalitatea și comportamentul. Și astfel ca în următorul parlament să vină oameni, altfel de oameni care să se comporte altfel. Înțelegeți? Cu împușcatul nu rezolvi nimic, decât te manifesti ca un popor barbar. Și iată, barbar s-a manifestat poporul român care l-a împușcat pe Ceaușescu. Barbar s-a manifestat poporul din Libia care l-a linșat pe Gaddafi. Și ar mai fi modele și exemple. Nu așa se comportă nici cu tiranii. Aceia trebuie judecați, băgați la pușcărie și de acolo să vadă la televizor sau să audă la radio cât de bine o duce poporul deștept, inteligent și civilizat, fără tirania lor. Salut din Germania. Ștefan Romeo. Mă bucur că ești în Germania. Sper că ai pașaport moldovenesc valabil și că vei merge la vot duminică. Se pare că la Berlin și la Frankfurt vor fi deschise secții de votare.
Ei au dat 30 de milioane, dar îi scot înapoi două treimi în 2-3 luni de guvernare, zice Dorel Bordea, și se referă la cele 30 de milioane pe care democrații le-au cheltuit pentru campania electorală. Posibil, posibil, dar mă tem că nu și-ar dori alegeri anticipate, pentru că încă 30 de milioane să cheltui peste vreo 3 luni ar fi cam mult pentru orice buget. Spală ochii la lume cu ceasuri și tricouri. Dorel Bordea, dacă lumea acceptă astfel de cadouri și dacă nu se găsește niciunul să filmeze, să-i denunțe, să-i dea pe mâna poliției, pentru că cadourile electorale sunt interzise. Dar dacă le luați, înghițiți și tolerați chestia asta, sunteți complici la această ilegalitate. Anișoara Lenuța zice că bravo, suntem cu tine și mulțumesc. Da, ai dreptate, zice și Ștefan Romeo, dar nu știu la ce se referă. Mă bucur totuși că e de acord cu mine. Doinița Gorceac zice, Valentina Geamănă face mult voluntariat. Și acum și o să vedem unde anume. Voluntariat în Moldova, ajutare aduse din Trentino Alto Adige, Italia. Multă admirație pentru ea, până când am văzut că a colaborat cu Jizdan. Și atunci a căzut scena. Dacă vreți să vorbiți cu mine, trebuie să dați sunetul mai încet, pentru că se aude cu ecou. Sunteți deja în direct, puteți să spuneți ceva, vă vedem fruntea. Alo. Alo. Nu știu cum a colaborat Valentina Geamănă cu Jezdan, dar cineva spunea. Nepotul ei, Cafcaliuc, conduce poliția din Moldova. Nu trebuie să răspundă oamenii pentru faptele părinților sau a copiilor sau ale verișorilor. Dar asta vorbește ceva despre legăturile ei cu actuala guvernare, dar se pretinde independentă. Marin Sergiu zice brâncuș, nu brâncuș. Brâncuș. Brâncuș, nu brâncuș. Bine, mai. Zicem și noi cum putem. Dorel Bordea explică. L-a întrebat pe un domn de la voi cât a dat pe tricou coșor și a răspuns că 2 lei și o ceapă. Bănuiesc că atât valorează. Glume cu 2 lei și o ceapă. Primul gând când am văzut cum ilustruiesc imaginea a fost că guvernarea o pregătește de alegeri. Nu știu despre cine vorbește, dar văd că i-a dat o replică Doiniței. Probabil despre Valentina Geamănă. Oleg Sârghi mă salută din Belgia. Ce să faci în Moldova, Oleg? Deocamdată, duminică, facem alegeri. Și eu o să merg la Iași să votez pentru mine. Mi-am făcut pașaport special pentru asta și de asta am candidat, ca să am pentru cine vota. Ai plecat din Moldova? Am plecat acum 2 ani, dar m-am întors în Moldova pentru alegeri. Acum sunt chiar la mine în sat, la Pepeni Sângerei. Larisa Uzun zice bravo. Nu ai cum schimba mintea moldovanului. Adrian Ciorbă, ba, pot schimba mintea oricui. Trebuie să vorbim mai des, să le arătăm modele de comportament și oricine să schimbe, mai ales moldovenii. La ce ți-ar mai folosi o funcție în Moldova? Schimbarea e departe la noi, foarte departe. Utopie. Larisa Uzun sau Uzum, nu sunt de acord. Schimbarea e în mâinile noastre și noi putem să o facem. Spui că Ștefan cel Mare a fost dictator. Pe timpul lui, așa era Constituția. Se aplicau pedepse corporale sau executare. Peste vreo 500 de ani în viitor, când cred că nu vor mai exista închisori datorită tehnologiilor noi. Oamenii nu vor mai putea să mintă. Tu spui că dacă vei lua puterea pe mâini, pe mulți îi vei aresta și pe tine te vor crede dictator urmașii peste 500 de ani. Dar eu n-am zis că voi aresta, nici dacă ajung la putere, nici dacă voi fi în Parlament în opoziție, pentru că nu asta e ocupația deputaților sau a miniștrilor. Arestează poliția, bagă la închisoare instanța de judecată. Iar eu nu sunt nici judecător, nici polițist.
Eu vreau să ajung legislator, adică să contribui la îmbunătățirea legilor, eventual într-o funcție executivă, ca să contribui la mai buna guvernare a țării, ca să denunț fără de legile, ca să denunț corupția, incompetența, să cer mai multă transparență în adoptarea legilor și implicarea cetățenilor în deciziile care îi vizează. Asta vreau să fac. Nu să bag pe nimeni la pușcărie, pentru că nu asta e competența mea. La pușcărie trebuie să fie băgați în baza legii cei care fură, mint, deturnează fonduri publice. Plaha ne fură zilnic din energie electrică, zice Vlad Beșleagă și nu știu la ce anume se referă. Gheorghe Platon zice, în Europa și în întreaga lume sunt conducători care își jertfesc timpul, chiar nici nu fac familii, doar că să facă politică. Ești gata să mergi tot pe această cale? Gheorghe Platon, dar eu pe care cale merg? Mă vedeți că am familie, mă vedeți că îmi fac averi, vreau să fac carieră politică. Și cred că e taman timpul, la 45 de ani, să intru în politică. Dar depinde deocamdată de votul vostru. Cât avem ceasul? Am zis că da, deja avem un ceas, oho. Mă gândeam că numai un ceas o să stau, dar văd că oamenii încearcă să intre cu mine și aproape 100 de oameni se uită la noi. Mai stau, nu arde. Sper că nu-i deranjez foarte mult pe oamenii ăștia, chiar dacă ei mâine au serviciu, școală și eu am judecată, dar o să reușesc să mă trezesc. Succes, Oleg, te urmăresc din Iași, sper să prinzi și un loc în Parlament, poate poți schimba, zice Leonard Bobolea. Serghei Mămăligă, măi, brega, nu ai nicio șansă să ajungi în Parlament, nu te chinui în zadar. Mintea moldoveanului este simplă și tare e posibil să înțeleagă totul, zice Victor Cojocari. Sergiu Ursu, legea e ascunsă de cetățeni. Bună treabă faci, pe lângă faptul că îți faci campanie electorală cu buget zero, mai și educi electoratul. Apreciez. Mulțumesc, Doina Dragomir. Sper și eu că nu-i zadarnic. Ce părere ai de autocarele au duse la Chișinău? Ion Merlă. Am părere că e demagogie și spectacol ieftin. E chiar jenant să expui niște autocare second hand, să pretinzi că sunt noi, să le expui acolo împrejmuite, pentru că încă n-au fost cumpărate și deci nu răsp sau ca și cum nu poți să-ți asumi starea lor, deci trebuie protejate ca niște exponate. Deci e clar că guvernarea ne are de proști și ne-a dus să ne arate niște jucării pe care o să ne le ia după aceea sau o să le cumpere cu temeri ce prețuri. Ești la curent cu etapa reparației drumului Tenelnești-Sângerei, Mihai Bujor? Da, observ că e înghețat. Podul de la Sărăteni a fost blocat pe jumătate cu vreo 5 ani în urmă. Nu se lucrează nimic la el, dar așa stă jumătate blocat și trebuie să intrăm pe contrasens când mergem spre Chișinău, riscând să facem accidente și la pod nu se lucrează. Pentru ce ai oprit circulația dacă nu ai bani să termini lucrarea? Cine mai începe așa? Cine mai blochează circulația pe pod și după aceea îngheață lucrările? Absolut aberant. La fel e și cu drumul de la Chișinău prin Călăraș la Ungheni. Tot de vreo 10 ani să căcăie acolo, e șantier și nu îl pot termina. Dar din coace se laudă că au făcut drumuri bune pentru Moldova. Vai de capul vostru. La fel și cu centura la Sângerei. Ești la curent? La curent. Măi, Brega, tu nu cumva... Băi, oameni buni, Mămăligă, Serghei, dar voi aveți o obsesie, băi. Se pare că aveți și pofte, probabil. Bine, am înțeles. Dacă alte întrebări nu aveți și vă excită doar prezența mea fizică,
Eu, dar o să vă las să mergeți și voi la culcare sau mergeți la baie și vă masturbați, cei care vă excitați atât de prezența mea. Și pentru azi am terminat și lecția de civism și prezentarea electorală. N-am reușit să comunicăm decât cu băiatul de la Craiova. Îi mai dăm o șansă lui Grigore Vicliuc, dacă are telefonul pe orizontală și reușește să intre cu mine. Teodor întreabă când mai facem veloplimbare. Eu chiar azi am mers cu bicicleta prin Chișinău și o să mai ies în zilele următoare. Nu reușesc să mă plimb aici la Pepeni cu bicicleta tatei, pentru că mâine trebuie să plec imediat la Raion și după aceea la Orhei și la Capitală. Dar prin Chișinău putem face o veloplimbare. Când? Acum se face masa critică, îmi pare că în ultima zi de vineri a lunii putem face o masa critică dacă sunteți în Chișinău. Dacă sunteți în București, și acolo se fac veloplimbări de marți, veloplimbări de sâmbătă și aceeași masa critică. Nu mai spun că o să fie acuși marea veloplimbare din primăvară cu mii de participanți. A, nu ești la Trușeni, păcat. De ce, Teodor? A, păcat că am fi făcut veloplimbare la Trușeni. De mult n-am mai pedalat la Trușeni și nu mai am bicicletă acolo. Te-am mai întrebat, mi-ai răspuns ceva, dar am auzit că video era cu fâsăituri. Acel incident cu spray-ul care l-ai avut, n-au fost gopnicii din parc care l-au atacat pe John Onoje? Nu cred. Gopnicii din parc care l-au atacat pe John Onoje sunt atât de inconștienți încât nici măcar nu se ascund și în prostia lor se expun public. Ați văzut și față de polițiști făceau spectacol, pe când cei care m-au atacat cu spray erau cu măști pe față, deci aceia își dau seama cât e de ilegal ce au făcut ei. Deci nu cred că sunt aceiași oameni, dar e același tip de huligani. Și am impresia că gopnicii cu spray au de fapt și protecția statului, a mafiei de la guvernare, a serviciilor secrete, pentru că ancheta s-a făcut de mântuială, era clar că poliția și procuratura nici n-avea de gând să-i găsească. La TV privesc Liverpool Bayern, iar în căști l-ascult pe Brega. Interesant, spor la treabă. Mulțumesc, Marin Sergio. Oleg, mai sunt și dejecții din astea umane care pun întrebări din astea. Dă dovadă de educație primită în familia lui. Vorbesc de mămăligă. Nu, s-ar putea săracul mămăligă chiar să aibă hormonii sub barbă și să-l gâtuie că are nevoie de comunicare, dar nu știe să comunice. Chestiile astea sexuale nu se comunică public, ci se comunică privat și delicat, discret. De ce să faci drumurile iarna? Trebuie de făcut primăvara și până în toamnă. Da, dacă n-ai fi guvernare mafiotă și demagogică, dar la noi, iată, își permit așa să facă spectacol în ajun de alegeri, contând că oamenii încă o să ia în serios și încă o să voteze. O să vedem dacă oamenii mai continuă să ia în serios astfel de politicieni și dacă mai continuă să-i voteze. Grigore Vicliuc nu reușește să intre cu mine în dialog, dar încearcă a treia oară. Probabil el ține telefonul pe verticală, iar eu sunt pe orizontală și nu știu de ce e atât de greu de înțeles. Breg, ar trebui pe tine să te alegem în Parlament. De acord, Ivan Rotaru, de asta și candidez, ca să vă dau o ocazie să aveți pe cine vota și să nu vă pară rău. Dacă ai pașaport românesc și emigrezi în Islanda, te poți legaliza? Sârghi Tudor, ce să legalizezi că aflarea ta cu pașaport românesc în Islanda e absolut legală, mai ales dacă te duci acolo și îți găsești de lucru, dar poți să-ți găsești de lucru, depinde ce știi să faci și vrei să faci. Deci, cu pașaport românesc poți călători oriunde în lume. Cu pașapoarte moldovenești s-ar putea degrabă să nu mai putem călători din cauza acestei guvernări irresponsabile. Vicluc Grigore, se pare că nu reușești să intri, ți-am zis, probabil e din cauza faptului că tu stai cu telefonul pe verticală, iar eu sunt pe orizontală.
Cam astea au fost spusele mele din seara asta. V-am zis, nu sunt acasă, sunt ospeție. De fapt, cam peste tot pe unde am apărut eu, nu eram acasă. Și nu am Wi-Fi acasă aici la părinți, deci nicio șansă în campania asta să apar vreodată de acasă, de la casa părinților mei. Dar cum eu sunt cetățean al planetei și mă simt oriunde în lume ca acasă, dacă oamenii mă primesc cu brațele deschise, mă simt și în ospeție ca acasă. Asta a fost transmisiunea mea de aici. De data asta mai scurtă. Nicu Rădeanu zice că mulți candidați din blocul acum o să fie cumpărați de plahă, cum e Valeriu Munteanu, dar eu mă tem că Valeriu Munteanu nu o să câștige la Orhei. Cine credeți că ar fi cel mai bun la parlamentare? Ion Merle, decideți voi din capul vostru, nu încercați să vă lăsați influențați. Rotaru Vadim zice candidează că te alegem. Deocamdată candidez dacă sunteți în Europa, doar mă puteți vota. Uite, dați dovadă că iubiți acest om, dați dovadă că îl alegeți, nu vorbiți numai vorbe, mergeți duminică la vot și votați Oleg Brega. Dorel Bordea, e foarte bun îndemnul pentru încheiere. Mulțumesc tuturor pentru că m-ați privit, că m-ați comentat. Vă îndemn să mă și ajutați cu un like, cu un share. Link-ul puteți să-l trimiteți și cu mesaj privat cunoscuților voștri, mai ales dacă știți că Basarabeni și s-ar putea să aibă pașaportul valabil. Rugați-i să identifice una din 83 de secții de votare din Europa și duminică să nu stea în casă, ci să meargă la vot pe buletinul violet, mov, să-l voteze pe Brega, candidat independent cu simbolul electoral, biciclistul revoltat și curajos. Pe buletinul celălalt cu numai partide să aleagă un bloc sau unul dintre partidele care nu s-au compromis până acum la guvernare. La celelalte comentarii, dacă o să mai am timp, o să comentez poate mâine când ajung la Chișinău de pe computer, o să comentez cu text. Acum, în direct, nu mai stau. Mulțumesc tuturor, noapte bună!